Este distracție la maximum zilele acestea în satul mehedințean Ebenthal. Aproximativ 1500 de cehi au venit în județul de la malul Dunării pentru a petrece în cadrul festivalului Banat. Aici locuiește o întreagă comunitate de cehi, iar întâlnirea cu cehii autentici transformă acest eveniment într-o adevărată sărbătoare. Festivalul Banata se derulează pe parcursul a 4 zile și adunat, la fel ca în fiecare an, peste 1500 de etici cehi dornici de distracție și voie bună. Combinația de muzică cehească cu prelegeri, spectacole, excursii folclor și diverse experiențe cu etnicii cehi fac din acest eveniment o întâlnire unică. I am not able to describe this festival because it, you have to live here, you have to feel it, but it's not possible to describe it. It's not. Is the first time when you come here? Yes, it is. Yes, it is. And I am sure that I will come here next year. The drink is great. It's not first time, these ladies. And we have for one more hour, I guess, and we can come back. The place? The place? Place is great. We love it here. I like it. We wanted to buy sherry. Alcohol, but a woman said that it's sold out, so we are sad. Iar localnicii din Ebenthal s-au pregătit intens pentru acest eveniment cu cele mai alese bucate, dar și cu băutura tradițională, care s-a vândut ceva mai bine ca pâinea caldă. No, to je láďa. Zimbura. Že zimbura? No. Jo, my jsme to vešli. Ale oni jsou na zdraví, na zdraví. Na zdraví! Pentru cei mai mulți dintre cehii veniți la festival, evenimentul înseamnă muzică, bere și dormit în cort. Organizatorii au pregătit pentru vizitatori o mulțime de surprize. Festivalul nu se rezumă doar la muzică, evoluția treptată a acestuia a dus la realizarea unui eveniment multicultural unde muzica însoțește viața obișnuită a satului. Astăzi este a doua seară, mai sunt două seri frumoase, poate și grele, dar merită. Oamenii se distrează cel puțin 16-17 ore în fiecare zi. Evenimentul se va derula până duminică, timp în care cehii se vor distra pe meleagurile românești. Acesta este cel mai mare eveniment din țara noastră, care adună la start un număr mare de turiști străini într-un interval de câteva zile în același loc.